cunoașteți principalele propuneri de modificare a legii pensiilor? Nu, nu le cunosc. Îmi pare rău. Nu m-am interesat niciodată de ele. Să majorează punctul de pensie, să o să fie calculat în funcție de contribuția fiecăruia. Este gargară, este, cum să zic, praf în ochi al acestui guvern, care ne minte zi de zi. Da? Deci să pui o lege peste 4 ani să se aplice, n-am mai auzit nicăieri așa ceva. Dacă nu sunt la pensie, nu prea mă interesează. Deci nu... Ce efecte considerați că va avea creșterea punctului de pensie conform noului proiect legislativ? Da, efectul o să fie destul de minor, pentru că concomitent o să crească suficient de mult și produsele alimentare, și serviciile, și întreținerea casei, cu gaze, cu tot. Numai să ajungem să vedem majorat punctul de pensie, ceea ce mi-e cam greu să cred. Eu sunt convinsă că o să fie bine. De ce să fie rău? De ce? Îmbunătățirea nivelului de trai al pensionarilor. Dar să fie cât mai curând și să se ajungă la 40%, 45% cât s-a promis. Eu cred că și puterea de cumpărare, mai ales la cei de la țară, puterea de cumpărare e foarte mică. Au pensii, mai ales cei de la agricultură, au pensii în jur de 500, 550, 600, 640 acum a făcut acum ultima perioadă. Și eu cred că va fi foarte bine, că va fi creșterea punctului de pensie, dar să fie cât mai rapid. Păi, dacă ar fi cu real, ar avea efecte destul de mari, dar pe o parte crește punctul de pensie, pe altă parte se scumpesc restul de alimente, produse, impozite, dări și așa mai departe. Un efect foarte bun. Adică să mai dai niște bani, nu? Ar fi mulțumitor. Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre. După cum vedeți, e un subiect foarte, foarte arzător. Unii îl știu bine, alții nu sunt interesați, mai au până la pensie. În același timp, Radio Șanțul, ca să zic așa, cred că e foarte bine direcționat, dat fiind faptul că unii îți dau câte un răspuns de pici. În fine, încercăm astăzi, cu ajutorul invitatului nostru, domnul Valer Daniel Breaz, secretarul Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială din Senatul României. Bine ați revenit, excelență! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Cu multă plăcere! Încercăm să aflăm câteva răspunsuri adevărate. De asemenea, prin telefon, la un moment dat, vom avea pe domnul profesor universitar dr. Adrian Mitroi, analist economic, profesor de finanțe comportamentale la Academia de Studii Economice. Și în același timp mai avem sondaje, mai avem telefoane în care puteți să apelați și să vedem cam despre ce este vorba. Am avut o surpriză, aș zice, domnule senator, mai mult decât neplăcută, din cauza faptului că pe vremuri, acum 10 ani, 15 ani, 20 de ani, chiar era la modă, dacă inviți pe cineva în emisiune, iar acel cineva avea obligativitate, era persoană publică, trebuia să vină într-o emisiune la o televiziune publică, să pui scaunul gol și să-l faci de râs. Dacă astăzi am fi procedat așa, aveam numai scaune goale, eram doar noi doi pe aici. Sihaștri, așa mai... Toată lumea spunând că legea... Era masa ocupată virtual. Da, da, da. Toată lumea spunând că e legea în dezbatere și că nu au voie să vină. E posibil așa ceva? Păi dacă e în dezbatere, când era momentul să-l dezbați? Și cum? Nu era acum? Normal, așa e. Și legea este publică de ceva timp. A fost postată și pe site-ul Ministerului de Resort. Normal, acum trebuie să dezbați, acum trebuie să aduci corecturile. Dacă este cazul să corectezi anumite articole de lege, până la legea respectivă să fie votată și să fie promulgată. Să ajungă să fie funcțională. Dacă nu faci acum aceste lucruri, dacă nu faci acum corecturile, pe urmă, iarăși vei intra într-o perioadă în care mai vii cu un amendament, mai schimbi ceva printr-o hotărâre, mai modifici ceva și iarăși ajungi să tot schimbi aceste lucruri. Noi suntem dispuși, deci, din Partidul Social Democrat, pe lângă faptul că legea este postată pe site-ul Ministerului de peste o lună de zile, suntem dispuși absolut la orice propuneri de modificare care sunt mai bune decât ceea ce este precisat în momentul de față în lege.
Întotdeauna sunt deschiși la astfel de lucruri. Deci nu am spus niciodată că asta este legea, asta o aplicăm. Nu, asta este legea, asta o lansăm în dezbatere publică. Veniți cu propuneri mai bune decât ceea ce sunt în lege, mai fiabile, valabile, care să aducă ceva mai bun. Și suntem deschiși la aceste lucruri. Dar să stai pe margine, să nu vii cu nicio propunere, doar să spui, și asta am văzut în ultima vreme, acum merg doar pe chestia de legea pensiei, să spui că nu este sustenabilă, că legea respectivă nu se va aplica. De ce se aplică nu știu când? Am văzut și acum în colajul pe care l-ați prezentat, punctul de pensie nu a crescut. Cum nu a crescut? Punctul de pensie, de când suntem la guvernare de aproape 2 ani de zile, a crescut cu peste 500 de lei, sau, ca să înțeleagă mai multă lume, peste 5 milioane vechi. Deci cum nu a crescut punctul de pensie? Este o creștere a pensiilor. Sunt lucruri care s-au corectat. Domnule senator, atunci când s-a întâmplat să se taie din lefuri și când s-a încercat să se taie și din pensii și a ieșit ce a ieșit cu Curtea Constituțională, absolut tot românul a stat cu capul plecat. Exact, pentru mine n-a spus o vorbă. Pentru mine este acum zilele trecute întrebare. Găsesc pe mai multe canale oameni care abar n-aveau despre ce e vorba, dar care spuneau, nu, să se facă acum, că acum s-a promis. Deci nu știa nimic. Da, eu cred, și acum aș putea să fac și o glumă aici, atunci când s-a tăiat 25% din salarii, bun, la pensie a salvat Curtea Constituțională, pentru că și pensiile erau tăiate cu 25%. Nu știu, România ar fi dispus să voteze pe cineva care ar veni cu un program de guvernare și vor spune, graduat, dacă ne votați, dacă ajungem la guvernare, vă tăiem salariile. Nu cred, este o glumă, dar s-ar putea să fie și kamikaze care chiar să creadă acest aspect. Cert este, și pentru mine, practic, sunt niște lucruri care, cel puțin, mă pun pe gânduri, mă mire. Vezi niște lucruri palpabile. Vezi, practic, că ți-a crescut pensia, încasezi mai mult. Părinții mei sunt amândoi pensionari. N-am mai întrebat în ultima vreme, dar să oricum... Să fie cu noroc. Da, mulțumesc. Dar oricum, pensiile le-au crescut. Le-au crescut cu niște sume nete destul de consistente. Am ajuns la un moment dat într-o discuție cu cineva care îmi spunea că nu pot să mă bucur că o să crească pensiile. Bine, persoana respectivă, aproximativ de vârsta mea, zic, de ce? De ce nu poți să te bucuri? Pentru că ai părinții pensionari și vor beneficia de acest lucru. Bun, și cine le plătește pensiile? De ce să plătim noi pensiile? Dar nu te gândești la un moment dat că părinții respectiv te-au ținut în școală, te-au crescut, dar asta practic este, ți-au deschis un orizont în viață. Circuitul acesta e de aproape 300 și de mai ani, există, nu? Exact, și mai există încă o concepție. Toți ne angajăm la o convenție mondială. Exact. Să facem treaba asta. Nu e că vreau eu sau că nu vreau. Este firul firesc al lucrurilor. Sunt niște mentalități bolnave și, din păcate, aceste lucruri văd că se perpetuează și foarte mult sunt amplificate în presă. Dar să știe lumea, pensiile în niciun stat, cel puțin din Uniunea Europeană, nu știu cumva dacă în Luxemburg, se plătesc doar din cotizațiile pe care le plătim noi pe salarii. Practic, economia susține și pensiile. Deci e greșit să spui că, practic, doar din impozitele pe salarii, din acele contribuții pe care le plătim la pensii, se plătesc în integralitate pensiile. Nu se plătesc și niciun stat nu plătește integral pensiile doar din acele contribuții. Sunt compensate cu partea economică. Dar, practic, denaturarea unor informații, transmiterea greșită, intoxicarea în presă, cu niște informații negative. Chiar dacă vezi că e alb, unii le fac cerunștii, le fac negre. Nu știu, pentru mine este un lucru incredibil. Și incredibil este faptul că lumea și crede. Am văzut tot în colajul dumneavoastră. Ce, da, ne-a crescut pensia, dar au crescut și prețurile. Nu guvernul crește asta prețul. Asta vreau să vă spun, pentru că am dar sentimentul nu guvernul crește prețul. Nu se explică așa cum trebuie. Nu. Vine, știți cum este, a apărut să mărește... barilul cu 2 dolari. Dar barilul locului, nu crește din cauza guvernului. Din capul locului, automat toată lumea spune, păi va crește guvernul. Nu. De ce oare nu se explică? Piața reglează aceste prețuri. Cel puțin la noi, pentru că la noi televiziunea publică are alte obligații față de... Din motivele astea ne-ați și tăiat din datorii, pe care oricum nu le făcuserăm noi. Erau cum erau, dar nu intrăm în discuția asta. Eu vreau și atunci aici se poate discuta, da, și se poate explica. Cum se întâmplă ca o astfel de chestie să n-aibă nicio legătură cu guvernul și cu toate astea lumea să spună, păi nu, că de acolo el mi-a mărit,
El mi-a luat, mi-a făcut. Ne crește și prețurile. Prețurile nu cresc din cauza guvernului. Și aici vin să mai spun câteva lucruri, poate chiar au legătură cu creșterea anumitor prețuri, dar poate nu au legătură cu acest lucru. Dar clarificăm niște aspecte. Fusesem într-o delegație parlamentară la Viena în urmă cu vreo 3 săptămâni. Cred că puțină lume din România știe faptul că Austria și Germania au negociat separat față de celelalte țări ale Uniunii Europene prețul gazelor cu Rusia. Păi este corect față de noi și nu numai de noi, de celelalte 20 ceva de țări din Europa acest aspect, adică le renegociem și pe urmă vă vindem noi, vedem noi care, stabilim noi prețul care va fi la gaze pe viitor. Deci acest lucru este un lucru îngrijorător și chiar un coleg parlamentar a luat poziție în întâlnirea care am avut-o și a spus acest aspect. Chiar noi, cei care suntem acum la guvernare, am luat poziție din acest punct de vedere. Sunt niște lucruri îngrijorătoare. Dacă am mers mai departe și dacă am mers, iată, mulțumim la Dumnezeu că am reușit să trecem și în Camera Deputaților legea offshore, o lege foarte bună, e un zăcământ mare în Marea Neagră. Estimările sunt diferite, intervalul în care s-au făcut estimările este destul de larg. Dar faptul că vrem să exploatăm ceva la niște prețuri extrem de atractive pentru statul român va avea un profit extraordinar, că vin undeva în jur de 40 de miliarde de dolari la bugetul de stat, ceea ce este semnificativ. Aici este adevărat. Sunt lucruri care aveți, le putem voie avea și ne aduc plus valoare din toate aveți punctele voie de vedere. Să dați din casă, excelență. Într-adevăr, a fost vorba de o ceartă între dumneavoastră și alianța, în alianță cu ALDE, care ar fi vrut să se diminueze partea pe care să o ia statul? Nu știu despre aceste lucruri pentru că nu sunt membru al acestor comisii din Parlament și nu știu ce discuții au fost în comisiile respective și n-aș putea, adică dacă aș veni acum să dau astfel de interpretare sau să încerc eu să comentez. Ați intrat în rândul. Nu, aș merge pe niște presupuneri pentru că n-am participat la discuții. Dar ceea ce și consensul la care s-a ajuns este unul foarte bun. Am înțeles și este de remarcat. Am văzut anumite telefoane, de exemplu, la telespectatorul, a venit chiar înainte de a începe noi emisiunea. Doamna Maria Stoenac din Ploiești ne întreabă dacă pensiile vor fi virate obligatoriu pe card, dat fiind faptul că domnia sa are o vârstă și nu știe să se descurce cu un astfel de mijloc modern de plată. Da, am mai avut întrebări de acest fel, că dacă pensiile obligatorii vor fi virate pe card. Aici sunt mai multe aspecte care trebuie să le luăm în considerare. Nu vor fi virate obligatoriu pe card, dar din acest punct de vedere, în primul rând, securizăm foarte mult ceea ce înseamnă acel ban ținut la saltea, pentru că încă în foarte multe locuințe, nu vorbesc aici sau să fac o diferență între ceea ce înseamnă țară și oraș, și la oraș și la țară sunt persoane care preferă să vadă banul ăla respectiv, că vine poștașul lunar și că îi dă banul în mână, banul respectiv cash, și evită de foarte multe ori cardul. Încă evităm practic plata cu cardul. Mergem și încercăm, adică nu lucrăm virtual. Vrem să vedem, să avem banul în buzunar. Încercăm prin aceste aspecte, adică să ducem cât mai multe persoane spre a utiliza aceste mijloace electronice. Bine, acolo unde este posibil, într-adevăr sunt și persoane care le este greu sau dacă te duci și ești la o distanță de 30-45 de kilometri de un oraș unde ai un bancomat, de unde poți să-ți ridici o anumită sumă de bani, normal că acolo se va merge în continuare pe sistemul clasic. Toate aceste lucruri se vor analiza sau dacă se va decide într-un final că toate pensiile se vor plăti pe carduri, trebuie să acorzi atunci, sau băncile prin care se vor face aceste plăți, trebuie să creeze aceste facilități, cel puțin în centru de comună sau într-un orășel sau într-un sat mai mare, să poți avea această facilitate de a ajunge sau să se facă toate plățile, să mergi să lucrezi într-un sistem electronic. Dar sunt persoane care, într-adevăr, și nu doar din rândul pensionarilor, și persoane care au anumită poziție socială, vrea să vadă salariul respectiv, pensia respectivă, să-i vadă cash în mână. Radu George, din București. Bărbații sunt discriminați în raport cu femeile prin legea pensiilor. Când vor fi eliminate aceste diferențe? Bun, este o întrebare interesantă, dar în momentul în care pui astfel de întrebare, trebuie să vii și să dai și exemplu. De ce bărbații sunt discriminați în raport cu femeile în această lege a pensiilor? Eu nu am văzut absolut nicio discriminare. Dacă au venit niște facilități, au fost introduse niște facilități, adică, de exemplu, pentru o femeie, la nașterea unui copil poți să diminuezi vârsta de pensionare cu 2 ani de zile, al doilea, al treilea copil, deci se scad niște ani și poți să te pensionezi în condiții normale, fără a fi o pensie anticipată la o vârstă, nu la 65 de ani, la o vârstă mai scăzută, nu văd absolut nicio discriminare din acest punct de vedere.
totuși să ne gândim calitatea de femeie, calitatea de mamă, a naște un copil, nu cred că este extrem de simplu. Nu știu, eu niciodată nu o să fiu mamă, pentru că suntem bărbați. Dar eu zic că aceste facilități care au fost create pentru femeile, pentru că aici trebuie să gândim global, care dau naștere copiilor, sunt niște lucruri normale. În primul rând, încurajăm natalitatea. În al doilea rând, eu cred că aceste persoane merită să aibă niște avantaje. Și așa se face în toată lumea. Se face în toată lumea, da. Dar cei care, de exemplu, dacă o femeie nu are copii, nu a dat naștere copiilor, atunci nu este absolut nicio diferență între o femeie și un bărbat, dacă privim din punct de vedere al acelorași condiții de muncă pe perioada vieții. V-aș propune o mică pauză, domnule senator, dat fiind faptul că la telefon îl avem pe domnul profesor universitar, dr. Adrian Mitroi. Bună seara, domnul Mitroi! Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, fie ea prin telefon, dat fiind faptul că nu sunteți în București. Și am vrea să știm dacă toți sunt oameni care pun sub semnul întrebării dacă e bine cu pensie mai mare sau cu pensie mai mică, dacă e bine că să măresc acum sau să măresc nu știu cât. Întrebări pe care, cum să spun, eu nu le înțeleg, dar ca să mai le și iau în dezbatere, nici atât nu-mi vine. Există însă posibilitatea ca prin specialiști, cum sunteți dumneavoastră, oamenii cu puținul sau multul pe care îl au, să-și poată gospodări mult mai bine averea. Și aici îi zicem avere în mod generic. Care sunt sfaturile dumneavoastră, domnule profesor? Haideți să începem cu două cifre importante și relevante. Toate salariile pe care le-am văzut și veniturile crescute în ultimii 4 ani, probabil în jur de între 5 și 10%, atât a crescut venitul în termen real în România în ultimii 4 ani, aproape constant. Există o categorie de venituri, pensiile, care sunt semnificativ în urma acestor creșteri. Și dacă la nivelul unei comparații rezonabile cu Uniunea Europeană, la care ne raportăm întotdeauna la nivel de standard politic, democratic, dar la cel economic, puterea de cumpărare a veniturilor salariaților este undeva la 2-3, ceea ce este respectabilă ca și cifra. Puterea de cumpărare a pensiei medii, vorbeam de puterea de cumpărare a salariului mediu, când spuneam 2-3, pensia medie în România cumpără mult mai puțin. Prin comparație, eu calculez că este în jur de o treime chiar, către 40%, deci mult mai puțin. Acest imbalans în societatea noastră l-aducem, într-adevăr, l-aducem din trecut, însă o societate modernă și emancipată cum este și se vrea în viitor România, va trebui să aibă grijă și să găsească și să restabilească acest echilibru al, pe de-o parte, al balanței sociale, cum bine se comenta foarte frumos mai devreme, și al balanței între minunatele mame și cele care din alte motive nu pot fi în această postură privilegiată, dar acest principiu al egalității, al corectitudinii, al transparenței, inclusiv cele 4 principii foarte bune, contributivitate, egalitate, solidaritate socială și imprescriptibilitate, toate aceste 4 excelente principii, cu ce am spus mai devreme și cu această egalitate și istorică, inegalitate istorică care trebuie cumva balansată, ne pune în postura simplă și foarte clară ce facem ca să îndreptăm acest lucru într-o societate care are probabil multe nemulțumiri și multe priorități. Dar această prioritate este chiar una importantă și trebuie ridicată sus în lista noastră de priorități, restabilirea acestui echilibru social. Da, pensiile trebuie să crească, chiar dacă anvelopa veniturilor bugetare pare în orizontul, așa cum arată acum legea pensiilor următorilor 4 ani, întinsă destul de puternic. Din punctul dumneavoastră de vedere, deci acum, nici nu știu dacă faceți politică și practic nici nu mă interesează, dar ca principiu, ca profesor la Academia de Studii, vă gândeați în urmă cu ceva vreme când la mod era tăiatul că vom ajunge să avem totuși atâta creșteri? Chiar dacă în cuvântul nostru de început spuneați că sunt relativ mici, 10%, dar când într-o perioadă se punea problema tăiatului, atunci vă gândeați că vom ajunge și la treaba cu plusul? O,
sigur a fost o eroare acel tăiat și orice tăiat este induce o nedreptate și o frustrare. Uitați că au trecut atât de mulți ani și n-am uitat asta. 10% nu este puțin, e ceva mai puțin de 10, este în jur de 7, pentru că vorbim de o creștere reală, anuală, compusă această creștere, dă deja la nivelul a 4 ani deja o sumă destul de bunișoară. Eu asta vreau să vă spun, că noi încet, încet recuperăm și la nivel de salarizare și sper că vom face și la nivel de pensie acest decalaj care îl avem față de ceea ce pentru noi contează acum media Uniunii Europene. De aceea este indiscutabil, cel puțin, și foarte bună întrebarea dumneavoastră, cu ce vom, sau ce ați sugerat, cu ce vom compensa, pentru că oricât ar fi de bună această pensie de la stat, viitorul nu este doar al pensiei de la stat, niciodată nu va fi de ajuns acea pensie de la stat, eventual dacă nu ai fost unul din privilegiații cu niște pensii cu totul speciale, dar în mod normal și firesc, pensia de la stat nu are cum să-ți ajungă, trebuie să faci ceva în decursul pieței, vieții tale active, să-ți ajut această putere de cumpărare, pentru că dacă valoarea nominală a pensiei este un drept pe care îl avem, privilegiul adevărat este să ai o valoare reală de cumpărare și de mentenanță a nivelului tău de trai și de creștere în viitor. Nu e nimic politic în ceea ce vă spun, este un obiect ce predăm noi la școala al economiei comportamentale și care pune pe prima linie, sus de tot, echitatea și corectitudinea socială ca și valoare fundamentală într-o societate care se dorește normală și echilibrată. Această echitate și corectitudine și transparență este absolut un obligatoriu, dacă se poate spune așa. Domnul profesor Mitru, eu vă mulțumesc mult pentru prezența noastră în emisiunea noastră și v-aș propune, acum spre final de discuție, ca pe tema pe care am discutat-o, împreună și cu alți analiști și cu alți profesori, să discutăm astfel de treburi mai des, pentru că eu cred că, dincolo de scandalurile pe care le vedem la televiziunile private și cu care n-am cum să nu fiu de acord câtă vreme este vorba de libertatea noastră, de ce se întâmplă cu justiția, dar cred că e nevoie și de ceea ce discutăm noi acum mult mai mult decât să face. Și termină, da, v-am întrerupt să mă iertați și să terminăm și într-un ton pozitiv. Dacă ne uităm numai la televizor și nu începem să ne îngrijorăm și singuri și să găsim și surse individuale în interiorul familiei, dezvoltându-ne alte posibilități de a câștiga și în viitor, elongându-ne, de exemplu, perioada activă de muncă și făcând tot ceea ce ne stă în putință, vom fi mai puțin dependenți de ce vedem în jurul nostru, măcar din partea negativă și rea, și mai puțin și mai mult independenți și probabil mai confortabil și mai încrezător în viitor. Vă mulțumim mult, o seară bună, numai bine! Toate bune! Excelență! Mă bucur că și alți analiști fără culoare politică da. Este o abordează chestiune reală. Ca un om normal. Știți că asta este ideea? Că ajungi în ultima perioadă să ai semne de întrebare dacă judeci bine sau nu. Deci îți vine un guvern. De fapt, n-a venit un guvern, a venit un președinte de stat. Și a zis, de mâine tăiem. Da. Și nimeni n-a scos o vorbă. Așa imagine. Exact. Și nimeni n-a scos o vorbă. Și acum vin să mărește de fiecare, la câteva luni, ai parte de o mărire. Și primul lucru pe care îl face e că da, sunt bani la buget. Uitați-vă întrebare de la domnul Constantin Matei din județul Prahova. Există bani la bugetul de stat pentru mările prevăzute în noul proiect de lege a pensiilor? Da, există. Există pentru că această lege a pensiilor... Da, vedeți că o astfel de întrebare vine firesc dinăuntru, pentru că atât de mult i-au intoxicat pe unii. Asta este marea problemă cu intoxicarea. De ce? Da, există bani. Eu asta spun de foarte multe ori. Eu sunt și rectorul Universității din Alba Iulia și vreau să vă spun că foarte mulți colegi de-ai mei, cadre didactice... Și adevărat că mâine, poi mine, s-ar putea să fiți ministrul cercetării? Știu. Nu mi-a propus nimeni acest portofoliu. Vom vedea. Dar vreau să vă spun vis-a-vis de ceea ce înseamnă... Japonezii vă recomandă ca unul dintre cei mai buni cercetători din zona asta Europei. Le mulțumesc japonezilor. Ce vreau să vă spun? Și noi. Vis-a-vis. Așa aflăm și noi de oamenii de valoare. Chestiunile astea, știți, trec de multe ori neobservate.
ne mergem și gândim și scoatem în evidență foarte mult normal, partea. Nu-i normal, excelență. De acord cu dumneavoastră, orice partea țară negativă. Din lume trebuie să-și scoată valorile la suprafață. Da, și orice țară vinde... adevărată trebuie să-și spună omul care merită la locul care trebuie. De acord cu dumneavoastră, dar din păcate vedeți că se vinde foarte bine informația negativă. Și văd că are o trecere pe piață extraordinară. Asta într-o țară fără cultură. Nu pot să spun că România este o țară unde există o cultură, există și mențin punctul de vedere un învățământ de calitate. Altfel nu ar fi venit atâtea companii multinaționale și nu ar fi fost atâta căutare pe piața muncii pentru specialiști. Dar revenind la problema noastră, vreau să vă spun că și pe mine m-au întrebat colegi, fiind directorul Universității din Alba Iulia, dar sunt bani? Ne bucurăm că au crescut salariile, dar sunt bani de unde să plătiți salariile? Da, sunt bani. Eu aș cere tuturor celor care ne urmăresc să transmită și mai departe, pentru cu siguranță ne urmărește toată lumea. Există bani și pentru salarii și pentru pensii, dar discutând despre pensii, asigur că există bani pentru pensii, pentru că această lege a pensiilor a fost gândită cu multă înțelepciune. Eu pot să spun, dincolo de faptul că sunt matematician, dar am predat ani de zile un curs de matematici financiare și actuariale. Și de bine, de rău, mai cunosc modul în care se pune această problemă. Deci a fost gândită legea pensiilor astfel încât să fie sustenabilă. Iar dacă cineva poate să spună că nu au crescut pensiile, sau cum să nu crească? Deci o creștere a punctului de pensie cu aproape cu peste 500 de lei în ultimii 2 ani de zile este o creștere. A fost 778 de lei, s-a dus punctul de pensie la 1300 aproape de lei. Cum să nu crească? Deci trebuie, nu știu, e ceva absurd să nu vezi acest aspect. E ca și când ar fi 40 de grade afară și ai spune că sunt minus 10. Frig. Mihail Jana din București are o pensie de 640 de lei. Este foarte greu să supraviețuiască cu această sumă, având în vedere faptul că au crescut prețurile de la energie până la orice. Cu acest bani și cu orice mărire e foarte greu de trăit în București. Are mare dreptate, cred că, dar în același timp ne gândim cum era tot să tăia. Deci îmi pare rău pentru doamna care doar o pensie de 640 de lei. Regret pentru toți cei care au pensie, această pensie minimă, să spunem, în momentul de față. Dar eu aș pune și următoarea întrebare. Și chiar să mă ierte cei care urmăresc, dar aș vrea să știu aceste persoane câți ani au muncit, cum au muncit, deau doar pensia respectivă. Este o întrebare. Foarte bine că ați lansat această expresie, au lucrat la negru. Eu îi încurajez pe români să nu mai accepte astfel de contracte, dacă se pot spune, între ghilimele de muncă. Îi încurajez să nu mai lucreze la negru și să nu mai încaseze nici măcar un leu la negru. De ce? Pentru că foarte mulți dintre noi, datorită speranței de viață care există în România, ajungem la un moment dat și va trebui să încasăm și noi acea pensie. Și ne trezim că avem o pensie, cum a spus doamna, de 640 de lei. Bine, nu spun despre doamna că a lucrat la negru. Și nu fac eu presupunere. Dacă dânsa dorește să ne spună, e cu totul altceva. Dar toate aceste lucruri se răsfrâng la un moment dat și ajungem la o anumită vârstă, la un plus 65 de ani, moment în care ne trezim că avem o pensie foarte mică, chiar dacă o viață întreagă am lucrat. De ce? Pentru că am acceptat compromisuri. Asta se numește un compromis, să accept să fii plătit la negru. Noua lege a pensiilor spune foarte clar, toate veniturile se cumulează, se ajunge la calculul acelei valori de referință, valoarea punctului de referință și vor genera suma pe care tu o vei încasa la pensie. Anonim din Ploiești. Banii la negru nu se cuantifică la pensii. Asta vreau să intre foarte bine în atenția și în mintea celor care ne urmăresc. Am înțeles. Anonim la pensie. Sora mea avea o vechime de 11 ani și 7 luni. A ieșit cu 5 luni mai devreme la pensie și a fost sfătuită să își cumpere vechime până la 15 ani. Mă rog, a vândut ceva și a reușit să-și cumpere această vechime. A fost însă o păcăleală. Se mai pune și întrebarea. Vrei pensie socială sau cea după contribuție? Ce este de făcut? Da, deci argumentul și întrebarea pe care a formulat-o telespectatorul nostru sau telespectatoarea noastră nu este extrem de clară, pentru că a spus, a fost 11 luni și ceva, a ieșit mai rapid cu atâtea luni la pensie, a fost sfătuită. Toate aceste lucruri trebuie analizate, pentru că dacă la mine, de exemplu, vine cineva și îmi spune în momentul de față, uite, vreau să-ți vând și eu paharul acesta cu apă de pe masă, gândesc de câteva ori dacă am nevoie sau dacă mi-aduce ceva în plus față de ceea ce am eu în momentul respectiv. Și sfătuiesc pe toți cei care sunt sfătuiți, să mă exprim așa,
de terțe persoane să se gândească și să consulte din mai multe părți, să vadă dacă ceea ce vor face și ceea ce vor lua în considerare este la un moment dat benefic sau le aduce ceva în plus față de ce ar fi avut dacă nu ar fi întreprins sau dacă nu ar fi urmat sfatul persoanei respective. Mi-au pregătit colegii ca un fel de răspuns la un moment dat din partea biroului de presă al Casei Naționale de Pensii informația cum că, de fapt, asta cu cumpăratul mai e valabilă până la 31 decembrie 2018. Se încearcă să se clarifice anumite lucruri, anumite porțiuni, să spunem, până la o anumită vârstă, la un anumit cuantum al numărului de ani lucrați, încât să se rezolve, să clarifice niște lucruri, exact același lucru cu cei care nu pot, adică putem să luăm cumva asemănător ca și acel 10% pentru cei care nu pot să dovedească anii care au lucrat în condiții speciale, în grupă de muncă. Asta vreau să spun. Și da. Atunci cei care n-au documente primesc acei 10%. Cine pot să dovedească că au mai mult, vor primi atâta cât pot să dovedească prin documente. Ciurezu Mariana din Dolj a muncit 23 de ani și are o pensie de 660 de lei. Cunoaște pe cineva care nu a muncit o zi și are o pensie de 640 de lei. Nu este corect acest lucru și astfel de lucruri ar trebui verificate. Indiferent de perioada care o persoană a lucrat, chiar dacă a lucrat o zi, o lună, nu poate să aibă o pensie mai mică decât venitul minim garantat. Deci acesta este un lucru cert. În al doilea rând, acum, eu regret, sunt într-adevăr anumite inechități, sunt persoane care au venitul mediu garantat, minim garantat și sunt persoane care au lucrat o anumită perioadă de timp în anumite condiții și, practic, suma pe care o primesc nu este, sau diferența dintre suma primită la pensie nu este semnificativă vis-a-vis de acest venit minim garantat. Dar, încă o dată spun, unde s-a lucrat în anii respectivi? S-a lucrat cu contract de muncă? Clar, ce salariu a fost pe contractul respectiv? Pentru că sunt persoane, chiar am întâlnit un caz, un tânăr, la un moment dat, în naveta pe care eu o fac săptămânal la București, am stat câteva ore pe Valea Oltului cu un șofer de tir. Și îmi spunea, am vrut să merg să îmi cumpăr un televizor. Și nu l-ați putut cumpăra, păi când am cerut împrumut, mi-a cerut contractul de muncă. Și doar atunci am văzut, contractul meu de muncă era pe 4 ore și eu credeam că e pe 8 ore. Păi zic, de ce n-ați fost atent să citiți când l-ați semnat? Păi știți, nu m-am uitat, n-am fost atent. Îmi pare rău. Da. Deci sunt niște lucruri care degeaba putem să spunem că am lucrat 25 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 10 ani. Haideți să vedem cum a fost acel contract de muncă și cum s-a cuantificat munca. Corect. Noi înainte făceam emisiuni. De câteva vreme de v-am spus, încât au început să aibă foarte multe rețineri, mulți dintre slujbașii nației, am început, probabil că va trebui să reactivăm treaba cu scaunele sau să facem microanchete. Cum făceam pe vremuri, dacă vă aduceți aminte, când înregistram telefoanele, vorbeam și după aia dădeam conversația, în care spunea, a, da, nu venim. Pe cum să nu vii dacă ești de la stat și ești obligat prin lege? Cum să spui că... Nu știu cine sunt cei care nu vin, dar eu cel puțin vorbesc aici din punct de vedere al nostru, al Partidului Social Democrat, direct implicat în elaborarea acestei legi al pensiilor. Cred că atunci eu, cel puțin când m-ați invitat, am venit la dumneavoastră cu mare plăcere în emisiune. Ați spus pe loc că veniți fără niciun fel de problemă. Haideți să ne oprim puțin și să rugăm pe doamna regizor Apostol să mai difuzeze niște voxuri. Ce v-ați dori de la noua lege a pensiilor? Păi să fie o mărire reală, substanțială și reală, care să acopere toate creșterile astea care tot sunt. Pensiile să fie date conform fiecărui caz în parte, cât a lucrat fiecare, în ce grupe a lucrat, anii de vechime de contribuție. Și pensiile să fie mai cât de cât mai egale, că sunt unele prea mari și unele prea mici. Să trăiesc bine. Ultimii ani pe care i-am, când noi suntem așa, cam pe ultima sută de metri. Să dea Dumnezeu să putem trăi un pic mai bine. Mi-aș dori ca pensia întotdeauna să fie corelată cu creșterile din piață, să putem avea și noi un regim de viață civilizat. Primul rând să facă dreptate. Și cred că se va face dreptate, primul rând, cu privire la durata, numărul de ani de care se ține cont atunci când stabilește punctul de pensie, adică discrepanța, femei, bărbați. Dacă se face această uniformizare, asta ar fi una. A doua, oameni care au muncit în mod egal în viață și aceeași meserie, aceeași de salarii au, în funcție de faptul că au ieșit mai devreme sau mai târziu, după legi diferite, au pensii
diferite, să facă o dată dreptate. Păi creșterea pensiei tuturor românilor și să fie cât mai repede, nu tocmai în 2021 sau 2022, cât au zis ei că o fac. Să o facă de la anul, că se poate face. Vedeți, mai sunt și optimiști. Da, sunt optimiști și aici chiar aș vrea să mai aduc o dată în discuție, pentru că în particular am discutat cu foarte multe persoane care mi-au solicitat audiențe și discuții pe această lege a pensiilor. Această lege a pensiilor, pentru a intra în vigoare, este concepută gradual. Adică noi am pornit de la un punct de pensie de 778 de lei și vom ajunge la finalul acestor 4 ani de guvernare la 1885 sau 1875 de lei cu valoarea punctului de pensie. Raportat la această valoare a punctului de pensie se va calcula valoarea punctului de referință și numărul de puncte de referință vor fi înmulțite și cu această valoare și obținem pensia. Valoarea în 2021 va fi de 75 de lei. Dacă și trebuie să respecte un principiu, bineînțeles, după care e construită această lege a pensiilor, am aplicat de la 1 ianuarie 2019 această lege sau noua lege a pensiilor, vom avea o valoare, din câte mi-aduc aminte, am făcut și eu un calcul, de vreo 57 de lei pentru punctul de referință. Nu cred că această diferență de 18 lei, de la 75 la 57 de lei, ar conveni cuiva. Creșterea din 2019, dacă s-ar aplica această lege a pensiilor, până în anul 2021, nu va ajunge la 75 de lei. Deci dacă mergem pe această procedură de creștere a valorii punctului de referință, cum este astfel definit. Deci e definit punctul, valoarea punctului de referință și se va aplica exact așa cum este conceput în legea începând cu 2021. Pentru prima emisiune, excelență, să venim și cu o tablă și să scriem frumos. Ca profesor de matematică scriu săptămânal pe tablă. Da. Așa că domnul Estimie Iulian din Onești spune așa, părerea mea este că proiectul de lege al pensiilor îi ajute tot pe cei care au pensii mari. Nu face mare lucru pentru cei cu pensii mici. Ca să răspund în aceeași notă, nu părerea mea, eu sunt sigur că cei care au pensii mici vor avea niște pensii mult mai mari, mai mult decât dublu la finalul anului 2020, pentru că se vede, de la 778 punctul de pensie va ajunge cu 1100 de lei mai mare la 1885 de lei. Deci, practic, pensiile vor crește mai mult decât dublu, deci îi vor ajuta pe cei care au pensii mici în primul rând. George, din Brăila, de ce pensionarii militari nu sunt luați în considerare? Au slujit țara de multe ori punându-și viața în pericol și întâi primesc drepturi pensionarii civili. Nu suntem cerșetori, dar chiar nu contează că mulți dintre noi puteau să nu mai se întoarcă din Irak, Afganistan sau alte misiuni? Aici este o discuție întreagă. Deci, dacă stăm și comparăm în momentul de față și pe cei care au fost la un moment dat și au luptat sau au fost cel puțin pentru a asigura paza în anumite sau pe anumite fronturi din lumea întreagă sub tricolorul României, sunt foarte multe lucruri de luat în considerare, dar noua lege a pensiilor merge și pensia va fi și se va adopta principiul contributivității. Deci cei care chiar dacă au luptat și fost în anumite zone de conflict, au adunat anumite sume de bani, eu spun, bun, hai să nu comentăm care sunt sumele de bani, pentru că nu le cunosc și nu pot să dau niște cifre exacte, dar toate acestea se vor cuantifica la pensii. Iar partea pe pensiile speciale, pe pensiile militare, și aceste lucruri vor fi luate în considerare, se vor discuta, se vor analiza și sunt discuții ample din acest punct de vedere. Din câte știu, domnul colonel Dulgheru e foarte activ și de regulă se zbate foarte tare și că sunt convins că se va zbate. Sunt sindicatele care sunt active și care vin cu tot felul de propuneri. Avem și o glumă, o caricatură. E colaborarea noastră, da, uitați, că am o indemnizație de însoțitor pentru persoane cu invaliditate. De la ce partid sunteți? Da, domnul Pătrășcanu, ca de obicei. Doamna Daniela Rădulescu din Paris. Am depus dosarul de pensie la Paris, cererea de pensionare în iunie 2018, iulie. A fost înregistrat și mi s-a spus că va dura 3 luni de zile până voi primi un calcul. Am depus cererea și în România. La noi am fost luată în șuturi. Am 68 de ani și se întâmplă
ce se întâmplă cu dosarul meu, detrenează totul așa de mult. Vreau să știu dacă se va rezolva problema mea, unde să apelez. M-a deranjat afirmația invitatului dumneavoastră cu expresia mentalități bolnave. În străinătate, dacă este insultată populația, e jale. Nu cred că e în stare, doamnă, invitatul meu să jignească pe cineva. Cred că ați înțeles cine știe ce nuanță, dar vă spun, îl cunosc de mulți ani de când facem emisiune. Eu încerc scuze dacă doamna a înțeles așa ceva și chiar încerc scuze public. Dacă dânsa consideră că am insultat, tocmai nu mi este în caracter acest aspect. Dar, în fine, ce pot să spun și ce pot să-i transmit doamnei? Cu siguranță se vor rezolva problemele și în România dacă a depus aceste cereri pentru soluționare în România vis-a-vis de pensie. Trebuie să ne gândim și la volumul care există și depinde unde, în ce județ a depus cererea respectivă, cum a depus la volumul de dosare care sunt, se respectă totuși o ordine a numerelor în care au fost depuse dosarele respective și cu siguranță se va soluționa. Și ar trebui ca acel salariat care a fost gata să își dea la liber niște șuturi așa, eufemistic vorbind, să-l reclamați, doamnă, să-l filmați, să-l înregistrați. De acord, și încurajez pe toată lumea care este tratată altfel decât ar trebui să fie tratată la o instituție, mai ales într-o instituție publică de către oricine din instituția respectivă, să facă dovada și să reclame pe acei sau acele persoane care nu se comportă adecvat. Sunt de acord cu aceste lucruri. Nicolae Dinică din Timișoara, conform noii legi, persoanele care au mai mult de 20 de ani în grupa 1 sau de 25 de ani în grupa 2 beneficiază de o mărire considerabilă a pensie, ceea ce mi se pare nedrept. Eu am 23 de ani de muncă în grupa 2 și 3 ani în grupa 1 și nu voi beneficia de nicio mărire. După părerea mea, ar trebui să se schimbe formula de calcul pentru toți cei care se află în grupa 1 sau grupa 2 și să cu un stagiu complet de cotizare. No, tocmai aici se multiplică toți anii lucrați, anii efectiv lucrați cu un coeficient, depinde de grupa de lucru, grupa a doua sau grupa a întâi de muncă. În primul rând, cel care se duce și își depune dosarul de pensionare, care nu l-a depus încă, pentru că pentru cei care sunt depuse și există documentele, se vor recalcula automat. Cei care își vor depune dosarele vor trebui să facă dovada că în perioada respectivă sau că au un anumit număr de ani efectiv lucrați într-o anumită grupă. Și tocmai pentru că sunt foarte multe persoane și chiar am întâlnit eu personal cetățenii României care nu mai pot aduce dovezile din vari motive. S-a desființat, s-a închis fabrica, întreprinderea respectivă, nu mai sunt documentele, nu mai există nicăieri. S-a adus acel procent corector, să spunem așa, de 10% pentru cei care nu pot face dovada că au lucrat o anumită perioadă într-o anumită grupă sau în condiții speciale. Ciprian Nicoară din Sibiu are o pensie de 1200 de lei după ce a avut o perioadă de 35 de ani de contributivitate, fiind angajat ca inginer. Sunt pensii speciale mult mai mari, având doar câțiva ani de activitate. Nu e corect. Sunt de acord cu domnul inginer. Acum nu știu dacă, și iarăși încă o dată revin la perioada de contributivitate, la veniturile care le-a însumat dânsul, când s-a pensionat, poate să fie chiar și o pensie anticipată, că dacă sunt 35 de ani, facem un calcul de absolvirea unei facultăți, iar e și o vârstă de circa 60 de ani. Deci nu văd la un bărbat fiind vârsta de 65 de ani, vârstă de pensionare, s-ar putea să fie chiar și o pensie anticipată și aici corecțiile se fac mai greu. Dar tocmai această lege vine să corecteze erorile care au fost produse din anumite motive înainte de aplicarea ei. Constantin din Argeș, mama domniei sale, în vârstă de 96 de ani, are o pensie de 900 de lei. Mai primește una de la CAP de 200 și 196 după soț. Ce se întâmplă cu aceste pensii? Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim că ne urmăriți. Mă bucur că avem telespectatori și telespectatori activi. Toate aceste pensii, adică practic pensiile acestea, au fost obținute în urma unor venituri din anumite perioade când persoanele respective au lucrat în anumite instituții sau în anumite locuri sau în anumite întreprinderi. În continuare se vor cumula și se va calcula o nouă pensie. Dar ce auziți este genericul de sfârșit de emisiune. Asta înseamnă că ne străduim să răspundem multor întrebări și să arătăm lumii ce e de arătat, dar că timpul totuși s-a epuizat. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și telespectatorilor pentru atenția cu care, cel puțin dacă ne uităm aici, uitați-vă câte mai sunt
celor care n-am putut să le răspunde și ne cerem scuze, poate data viitoare. Rămâneți pe canalele televiziunii publice pentru că, așa cum spun mereu, nu pierdeți nimic, nici măcar timpul. La revedere, numai bine!